Bună dimineața din orașul Gheorgheni. Astăzi mi-am propus să fac o parte din munții Giurgeului și o să urc pe vârful Prișca, cel mai înalt vârf din munții Giurgeului, care are o înălțime de 1545 de metri. Traseul care vreau să-l fac are o distanță de 24 de kilometri, din ce am calculat-o pe aplicație, și pleacă din grădina Zichi din orașul Gheorgheni. Și sper că am pronunțat bine Zichi. Ca și istorie, ce-am găsit despre grădina Zichi este că am fost înființat în 1884 de un avocat, Zichi Denes, un avocat local, ca să demonstreze că și aici, în această grădină, pot fi plantați arbori din alte zone și care pot rezista. Traseul urcă și pe la capela Sfânta Ana și, din ce am înțeles, de acolo orașul Ghiurgheni se vede foarte frumos și, având în vedere că astăzi vremea este foarte bună, cred că vom avea o panoramă foarte frumoasă. Ca o descriere, munții Giurgeului nu sunt o grupă montoasă înaltă, de dovadă vârful Prișca 1545 de metri și se vecinează cu munții Călimani, munții Hașmașu, munții Ceahlăului, munții Bistriței, munții Gurghiului. Iar ca și ape, cele mai importante care izvorăsc din munții Giurgeului este râul Olt și râul Mureș. Izvoarele râului Mureș o să le vedem și noi mâine, pentru că o să fac două trasee în zonă super frumoase cu urcare la izvorul Mureșului. Acolo o să fie altă filmare. Așa că vă doresc vizionare plăcută și vedem ce o să iasă.
Și am ajuns și la Capela Sfânta Ana. Uite ce, ce frumos se vede Gheorgheni de sus. Chiar cei care mi-au zis au avut dreptate. Capela Sfânta Ana a fost construită, mă rog, este construită pe vârful Ciobot, care are o înălțime de 1087 de metri. În anul 1678, de cei 700 locuitori ai orașului Gheorgheni rămași în viață după marea epidemie de ciumă, care a fost în anul 1633, 1646 și 1677, ca o veșnică pomenire. Și totodată ca un semn al conviețuirii pașnice. Și spun asta, de ce o conviețuire pașnică? Pentru că, practic, capela este formată din două corpuri de clădire. Deci, practic, sunt două capele, ambele se numesc Sfânta Ana, numai că una este romano-catolică și una este armeno-catolică și simbolizează faptul că oamenii au conviețuit pașnici împreună după marea epidemie. Totodată aici, la capela Sfânta Ana, se fac pelerinaje pe data de 25 iulie la desărbătoarea Sfintei Ana.
Tengo.
Hai să Văcuțile. Frumos sunt vițelușii. Uite-te la ei. Bună ziua. Frumoase văcuțile, să vă trească.